Aproximativ 22 de milioane de euro ar putea intra anual în conturile Camerei de Comerț și Industrie a României. Un proiect de lege controversat ar putea să oblige firmele și PFA-urile din România să plătească o nouă taxă, între 10 și 100 de euro. În exclusivitate pentru Realitatea Plus, președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban, a explicat că banii din această contribuție vor fi folosiți pentru promovarea mediului de afaceri. Deci, asta în timp ce unii reprezentanți ai mediului de afaceri susțin că noua taxă este abuzivă. Ieri, într-adevăr, am simțit și eu pe pielea mea că sunt anumite frustrări, dar cred că la mijloc este vorba despre o comunicare defectuoasă. Și din acest motiv l-am invitat în legătură directă cu noi pe Adrian Negrescu, în primul rând, și apoi și cu domnul Daraban. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Aș vrea să încep cu dumneavoastră, domnule Negrescu, ca să înțeleg până la urmă unde este problema și de ce este nemulțumirea. Este vorba de o comunicare defectuoasă sau această taxă, într-adevăr, o considerați abuzivă? Păi, în primul rând, este vorbind de un ONG, da? Este o organizație neguvernamentală, această Cameră de Comerț, care, prin intermediul celor 40 de parlamentari, încearcă să impună mediului de afaceri o taxă, da, obligatorie, prin care acest ONG să-și financeze practic proiectele de promovare a mediului de afaceri românesc. Nu zic că ideea nu este bună, dar atunci când o impui o taxă obligatorie pentru acest domeniu, din punctul meu de vedere, intervine o problemă legată măcar de modul în care este propusă. Pe de altă parte, să nu uităm faptul că această cameră de comerț are un rol limitat în economie. Nu cred că multe dintre companiile românești sunt membre ale acestei camere de comerț. De ce? Pentru că poate camera de comerț nu își îndeplinește cu adevărat rolul pentru care a fost creată și pentru rolul pe care ar trebui să-l aibă în economia românească. Nu spun că această cameră n-ar trebui să reprezinte un vector de încredere și de creștere economică și de promovare a mediului de afaceri. Dar nu cred că prin astfel de inițiative se pot face lucrurile cu adevărat să funcționeze. Mai cu seamă că nu sunt însoțite aceste propuneri, da, de un studiu de impact. Concret, ce se va face cu banii? Cei de la Romanian Business Leader vorbeau de 70 de milioane de euro. Cei de la Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii spuneau că este o taxă abuzivă. Iar cei de la Confederația Concordia spuneau la rândul lor că nu poți cere unui patron să plătească o taxă unui ONG fără să ai o justificare în spate. Dincolo de acest lucru, mai e și problema aceea legată de cursurile de pregătire pentru manageri, pentru cei care deschidă o afacere, tot la fel sub auspiciile Camerei de Comerț, care din punctul meu de vedere reprezintă o încercare de a institui un monopol într-un sector în care, până la urmă, oricine are dreptul să urmeze orice cursuri își dorește și să își dovedească talentul de a face business. Nu e o activitate care trebuie să fie reglementată din anumite puncte de vedere și cred că din această perspectivă rolul Camerei de Comerț este de a susține practica antreprenorului, nu de a-i pune la tablă, ai scoate la tablă și ai chestiona dacă reușesc sau nu să aibă noțiunile elementare pentru a face business. Da, avem un mediu de afaceri extrem de dificil, cu multe companii care nu-și declară profiturile, care funcționează la limita legii, dar nu cred că prin astfel de inițiative poți, într-adevăr, să corectezi comportamentul antreprenorilor. Deci, în esență, o taxă neavenită în această perioadă de criză, o taxă care a generat multe frustrări în rândul patronatelor și o taxă care nu și-are o justificare economică, dincolo de dorința salutară a Camerei de Comerț de a promova, de a încerca să promoveze mediul de afaceri în străinătate. Domnule Mihai Daraban, vă ascult. Bună seara! Bună seara! În primul rând am tot respectul față de domnul Negrescu, dar aș începe ușor să demontez câte ceva din ce a afirmat dânsul. Suntem într-adevăr un ONG, dar suntem un ONG creat pe o lege specială. Pe noi ne-a înființat statul român. Nu ne-am înființat pe legea asociațiilor și fundațiilor, așa cum există și alții. Deci avem o lege specială așa cum există în toată lumea civilizată. Acum aș dori foarte mult ca toți care ne contestă să ia totuși puțin documentația camerelor de comerț din Germania, din Austria, din Franța, din Italia. O să ziceți că dacă menționez Serbia și Turcia nu sunt membre ale Uniunii Europene, atunci să ia modelul
din Ungaria, deci este foarte important să înțelegem înainte de a ataca Camera de Comerț, înainte de a ne pune problema ce face Camera de Comerț pentru mediul de afaceri, haideți să vedem ce se întâmplă în țările la care dorim să ne raportăm și să vedem cum este sistemul de acolo. Pentru că dacă omitem acest lucru, dacă nu ținem cont că în Germania, în Austria, în Franța, în Italia, membria este obligatorie, bineînțeles, camerele de comerț având atribuții primite de la guvern. Noi așteptăm atribuții în sensul de diplomație economică. Toți atașații comerciali ai Austriei, cei 128, sunt angajații camerei de comerț a Austriei. Nu înseamnă că sunt 128 și acoperă 128 de țări. Dau un exemplu, doar în România au 15 persoane. Iată că o țară ca Austria cu 460 de miliarde de dolari PIB reușește să controleze petrolul românesc, vreo două bănci mari din România, industria lemnului și așa mai departe, la o țară de 248 de miliarde de dolari, cum este cotată România la Banca Mondială. Deci, trebuie să înțelegem că avem nevoie colosală de promovare. Iată că deficitul balanței comerciale a ajuns la 23,8 miliarde de euro la sfârșit de 2021 față de 18,3 la sfârșit de 2020. Deci cred că aceste lucruri trebuie să ne pună pe gânduri. Noi avem nevoie de promovare atât pe plan extern, cât și aducerea de investiții pe plan intern. Camera de Comerț, ca entitate privată, cu flexibilitatea pe care se dă statutul de privat, cred că poate face mai mult decât statul român. Și vă spun că sunt 120 de posturi, de exemplu, la Ministerul Comerțului, de atașați comerciali economici în străinătate. Știți că sunt ocupate doar 52 de poziții. Și acum se pune problema. Acele poziții, nu mai comentez cu cine sunt ocupate și nu vreau să vă discut acum despre calitatea sau pregătirea profesională a respectivilor. Cert este că nu suntem, nu existăm ca promovare în exterior. Cred că târgul acela de la New York cu pozele prinse cu agrafă de perdea. Aoleu, nu-mi stricați seara, nu-mi stricați seara, că oricum vă mulțumesc pentru intervenție și dumneavoastră, domnule Daraban, vă rog. Este o realitate. Păi este, exact, dar este o realitate de care eu mă rușinez. Nu știu cum s-a ajuns acolo. Avem, avem bani europeni. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru intervenție, pentru lămuriri. Am adormit. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim pentru ultima parte.